Mă bucur să fiu în această dimineață, de asemenea, la sărbătoarea bisericii, la sărbătoarea familiei, în mod special la sărbătoarea familiei Dan și Medina, care cred că cu dragoste, cu credință, vin înaintea Domnului cu micuța lor, ca Domnul să o binecuvinteze, și dorim din toată inima Dumnezeu să o binecuvinteze. Amin. Dumnezeu să fie Cel care să o ocrotească în continuare și... După cum deja am auzit în această dimineață din cuvântul Domnului, că noi trebuie să fim credincioși înaintea Domnului, să stăm cu credință înaintea Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul cel atotputernic, care are puterea să ducă la îndeplinire ceea ce ne-a promis. Și spunem din toată inima, slăvit să fie Domnul în vecii vecilor. Am putut să auzim în această dimineață până în prezent un cuvânt din partea Domnului, care a fost inspirat chiar din cuvântul Domnului Iisus Hristos. Chiar din porunca care a dat-o Domnul Iisus Hristos, care la un moment dat a spus ucenicilor, lăsați copilașii să vină la mine. Lăsați copilașii să vină în prezența mea. Și am observat că noi ca și părinți avem această datorie, avem această responsabilitate. Să ducem pe copiii noștri la Domnul, să ducem pe copiii noștri în preajma Domnului, să-i ducem pe copiii noștri în prezența Domnului. Și zic, Domnul să ne ajute pe noi ca părinți, să fim vegheatori în dreptul copiilor noștri și să ne îndeplinim această datorie, ca Dumnezeu să găsească plăcere în noi și în copiii noștri și copiii noștri, la vremea potrivită, să-L slujească pe Dumnezeu, așa cum dorește Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvinteze în sensul acesta. Iubiți și surori, aș dori să atașez acestui pasaj biblic și acestui cuvânt care a fost vorbit în această dimineață câteva cuvinte care au fost rostite de un om al lui Dumnezeu, care la un moment dat a avut curajul să spună, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. A avut Domnul Dumnezeu, Apostolul Pavel, puterea, încredințarea să spună lucrul acesta. Și am ales din cuvintele care le-a rostit el, din sfaturile care le-a dat el. Am ales un verset. Și aș dori să ne mai oprim puțin și în dreptul acestui cuvânt. Și să punctăm câteva lucruri esențiale în dreptul nostru de părinți, în viața de familie. Cuvântul Domnului în cartea Efeseni, capitolul 6, versetul 4, spune în felul următor. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Zic, Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Chiar de la timpul de rugăciune am fost învățați, am fost avertizați că nu-i suficient. Sau ni s-a reamintit că nu-i suficient. Doar faptul că la un moment dat, în viața noastră, Dumnezeu a hotărât să reverse Duhul Său cel Sfânt. Nu-i suficient că la un moment dat am încheiat cu Dumnezeu un legământ. Că noi, ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să creștem în fiecare zi înaintea Domnului, în credință, în cunoașterea lui Dumnezeu. Noi trebuie să trăim o viață strânsă, apropiată de Dumnezeu. Să luptăm împotriva diavolului și să căutăm să ne apropiem de Domnul. Tot așa și în viața de familie. Noi ca și părinți, pe lângă faptul că noi trebuie să ducem pe copiii noștri în preajma Domnului, pe lângă faptul că noi trebuie să căutăm copiii noștri să-L cunoască pe Domnul, avem această responsabilitate. Iubiți așa și omului Dumnezeu, Apostolul Pavel vorbea Efesenilor și ne vorbește nouă bisericii din Arganda, îmi vorbește mie, ne vorbește nouă părinților și spune în felul următor. Și voi, părinților, să nu căutați să întărâtați la mânie pe copiii voștri. Să nu faceți lucrul acesta. Să nu întărâtați oarecum la mânie pe cei care Dumnezeu vi-a lăsat în casa voastră. Ci voi aveți datoria, aveți responsabilitatea, copiii pe care Dumnezeu vi-a dat. Să-i creșteți în frica, să-i creșteți în mustrarea Domnului, să-i creșteți în învățătura lui Dumnezeu. Această responsabilitate ne cade nouă. Ne revine nouă părinților. Această responsabilitate o așează Dumnezeu pe umerii noștri. Și noi ca părinți, ca și oamenii lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu copii, la un moment dat în Psalmul 127,
Spune psalmistul, iată, fii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Copiii sunt o zestre pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o nouă. Și când vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu, ca și părinți, ca și copii al lui Dumnezeu, cred că ținta noastră, dorința noastră a fiecăruia este să ajungem acolo împreună cu toată casa noastră. Să spunem, Doamne, iată-mă, sunt aici eu și toată casa mea. Sunt aici eu și copiii pe care Tu mi-ai dat, Doamne. Avem responsabilitatea să nu întărâtăm pe copiii noștri la mânie. Și poate ne întrebăm în această dimineață, dar cum pot eu să mă întărât copiii la mânie? Oare ce trebuie să fac ca să-i întărât sau ce trebuie să nu fac ca să-i întărât la mânie? Și-ar vrea să luăm un exemplu din Sfânta Scriptură. Iubiți frați și surori, la un moment dat, un om al lui Dumnezeu a început să-și iubească mai mult un copil față de ceilalți. A început în starea lui emoțională să manifeste mai multă dragoste, mai multă afecțiune față de un copil decât față de restul. În momentul în care iubim sau marginalizăm unul din copiii noștri, la un moment dat, fiind favorizat mai mult unul dintre ei, ceilalți vor începe să-l urască. Ceilalți nu-l vor mai avea la suflet, nu-l vor mai avea la inimă. Pentru că lui totul îi se îndeplinește, iar celorlalți nu. Pentru că toți primesc cadou, primesc darul și el nu primește. Și de aceea, pentru că el nu primește, începe să prindă pică pe frații lui. Pentru că la un moment dat, părinții, când au împărțit o anumită zestrea lor, pământească, poate unul i-a dat mai mult decât celorlalți. Sau unii i-a dat mai puțin decât celorlalți. Și între ei apare această ură, această discordie, apare această diferență de dragoste. La un moment dat, omului Dumnezeu, Iacov spune cuvântul Domnului în Genesa 37 și versetul 2. Versetul 3, să citim. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi. Pentru că îl născuse la bătrânețe și a făcut o haină pestriță. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți. Și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. La un moment dat, Iacov a început să-l iubească pe Iosif mai mult decât pe ceilalți, pentru că îl născuse la bătrânețe. Și dacă merge mai departe, pentru că îl născuse și l-a puse de la nevasta pe care el a iubit-o. Pentru că pe Leia el n-a iubit-o, el n-a avut-o la suflet. A fost dorită de socrul lui, dar el n-a iubit-o. Și a ajuns Leia la fiecare copil când i-a pus numele să spună: da, de acum bărbatul meu m-a iubit, da, de acum s-a alipit de mine, da, de acum va locui lângă mine. Și Iacov, la un moment dat, a avut un fiu din Rahela. Și a fost Iosif și Iacov l-a iubit. Pentru că a fost în mintea lui de patriar, în mintea lui de om al lui Dumnezeu, l-a considerat ca cel din tâi născut în casa lui. Iubiți frați și surori, a început să-l iubească mai mult. La un moment dat observăm că Iacov materializează lucrul acesta. Pentru că îi face o haină pestriță. I-a făcut lui Iosif, n-a făcut la toți. La un moment dat, poate de Paște, poate de sărbători, apar toți la biserică în bluză și apare Iosif cu haină, cu costum. Și spun ceilalți, bă, dar stai un pic, dar cum Iosif în costum și noi în bluză? Și au început să îl urască, au început să nu mai poată să-i spună o vorbă prietenească. Pentru că la un moment dat Iacob n-a vechiat. Și nu și-a echilibrat starea lui emoțională. Și a început să-l iubească pe Iosif mai mult. Iubiți frați și surori, Apostolul Pavel ne avertizează în această dimineață și spune: părinților, să nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Să nu faceți lucrul acesta. Pentru că dacă veți face lucrul acesta, riscați să-i pierdeți. Riscați între ei să apară rivalitate, să se ucidă între ei, să se urască, să se vorbească de rău. Zic, Domnul să ne ajute.
toate familiile din Biserica Muntele Sionului și nu numai, din lumea întreagă. Să căutăm să ne păstrăm copiii noștri aproape de noi. Și niciodată să nu interutăm la mânie. Niciodată să nu căutăm să facem tensiune între ei. Ci întotdeauna să ne manifestăm dragostea egal peste toți. Niciodată mai mult sau mai puțin peste unul. Pentru că dacă vom face lucrul acesta, s-ar putea între ei să apară ură. S-ar putea să fie întărâtați la mânie. Al doilea lucru, sau cea de-a doua responsabilitate pe care o avem noi ca și părinți, este, pe lângă faptul că nu trebuie să întărâtăm la mânie, cuvântul Domnului spune că noi avem datoria să-i creștem în mustrarea Domnului. Avem datoria să-i creștem în mustrarea Domnului. Și la un moment dat, cuvântul Domnului ne spune și ne arată despre un om al lui Dumnezeu, despre împăratul David. Împăratul David a fost un bărbat al lui Dumnezeu, un bărbat puternic, un bărbat care a avut succes în societate. A fost un bărbat care a avut mari biruințe, dar a fost un om al lui Dumnezeu care în familia lui a eșuat. În familia lui n-a știut să-și crească copiii. La un moment dat a ajuns să-l ia pe Solomon și să-l încredințeze prorocului Natan. Când s-a născut, l-a pus în mâine lui Natan și a spus, Natan, ocupă-te tu de el. Cuvântul Domnului ne spune în cartea Proverbelor, înțeleptul ne îndeamnă și ne sfătuiește și spune în Proverbe, capitolul 22, versetul 13. Nu cruța copilul de mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scoți sufletul din locuința morților, spune cuvântul Domnului. Ce spune înțeleptul Solomon? Înțeleptul Solomon spune că să nu cruți copilul de mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri copilul. Și spune mai departe, lovindu-l cu nuiaua, îi scoți sufletul din locuința morților. Într-adevăr, trăim într-o lume în care nu ai dreptul ca să iai măsuri în dreptul copilului tău. Nu poți, poate, să iai nuiaua în dreptul lui. Și aceste lucruri au ajuns și în România. Și mi-aduc aminte, la un moment dat, când Nelu mi-a spus, zice, Gabi, auzi ce mi s-a întâmplat. Zice, vine Nenuțul de la școală și spune, tati, să știi că de acum nu mai poți să mă bați. Nu mai poți să iai jordă în dreptul meu. Pentru că a venit poliția la școală și ne-a spus nouă copiilor că părinții n-au voie să ne bată. Și dacă cumva tu iei jordă la mine, eu trebuie să-i spun la doamna educatoare și doamna educatoare va anunța poliția. Iubiți și surori, întotdeauna diavolul a căutat să falsifice lucrarea lui Dumnezeu. Întotdeauna diavolul a căutat să distrugă planul lui Dumnezeu, poruncă lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit și ne-a rânduit nouă în lumea aceasta. Pentru că și Dumnezeu, la un moment dat, pe noi ca și copii ai Lui, ne pedepsește. La un moment dat, pe noi ca și copii al Lui, ne trece prin încercare, ne face să suferim, pentru că trăim în această lume a păcatului. Și Dumnezeu dorește să creștem drept înaintea Lui. Dumnezeu dorește să stăm aproape de El. Dumnezeu dorește să-L cunoaștem mai mult pe El. Și de aceea Dumnezeu uneori ne pedesește, uneori ne mustră, uneori ia măsuri în dreptul nostru, uneori ia nuiaua în dreptul nostru. Și noi nu trebuie ca să... Noi trebuie doar să ne zberim înaintea Domnului, să acceptăm voia lui Dumnezeu, să îl înălțăm pe Dumnezeu, niciodată să ne ridicăm împotriva Lui, niciodată să nu luăm măsuri în dreptul lui Dumnezeu, ci trebuie să trăim în prezența lui Dumnezeu, să ne pocăim la umbra aripilor lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvintează în sensul acesta. Tot Solomon, în Proverbe, capitolul 29, versetul 15, spune felul următor. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Versetul 17. Pedepsește fiul și el îți va da odihnă, îți va aduce
desfătare sufletului. Iubiți frați și surori, aici înțeleptul Solomon ne spune și ne învață pe noi ca și părinți și ne avertizează și spune nu iau și certarea, dau înțelepciune, dar copilul lăsat de capul lui să crească în voia lui, să crească în voia pornirilor lui. Va face rușine mamei sale. Versetul 17. Pedepsește-și fiul și el îți va da o dignă și îți va aduce desfătare sufletului tău. La un moment dat, fiul îți va aduce desfătare sufletului tău. Îți va aduce bucurie, împlinire. Și vă spuneam despre omul lui Dumnezeu, despre David, care a eșuat în momentul când și-a crescut familia. Copiii lui au făcut greșeli enorme. A ajuns copiii lui să se necinstească între ei. A ajuns copiii lui să se ucidă între ei și David să nu ia nicio măsură. Să nu-i spună niciun cuvânt de mustrare. Și poate s-a întrebat de ce se accentuează lucrurile acestea. De ce trebuie să fiu fugar de copiii mei? De ce trebuie în casa mea să fie vărsat sânge? De ce în casa mea trebuie să fie necinstire? Iubiți și surori, în momentul când unul din copiii lui David necinstește pe sora lui, spune cuvântul Domnului că David a aflat. Și haideți să vedem ce a făcut David când a aflat lucrul acesta. Împăratul David a aflat toate aceste lucruri și s-a mâniat foarte tare. David când află lucrurile care le-au făcut copiii lui, lucrurile nepotrivite care le-au făcut copiii lui, omul acesta se mâhnește foarte tare. Se supără în el. Dar nu spune niciun cuvânt de mustrare copilul său. Nu spune niciun cuvânt de îndreptare pentru el. Nu-i pedepsește. Nu ia măsuri în dreptul lor. Și următoarea tragedie care a fost în casa lui a fost vărsare de sânge. A ajuns să se ucidă copiii între ei. Iubiți și surori, avem datoria, avem responsabilitatea noi ca și părinți să ne creștem copiii în mustrarea Domnului. Și zic, Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Domnul să ne binecuvinteze pe noi ca și părinți. Să-i creștem pe copii în mustrarea lui Dumnezeu. Să nu-i cruțăm de mustrare. Să nu-i cruțăm de pedeapsă. Am învățat că pedepsindu-i, lovindu-i cu nuiaua, mustrându-i, le salvăm sufletul din locuința morților. Făcând lucrul acesta, copiii vor aduce o dignă sufletelor noastre. Va aduce desfătare sufletelor noastre. Va aduce împlinire sufletelor noastre. Și ce altă împlinire mai mare vrei să ai când poate stai pe bancă, pe scaunul biserică și îți vezi copilul aici slujindu-L pe Dumnezeu. Să strigând din toată inima, trăiască Domnul. Spunând din toată inima, Dumnezeu este Cel care m-a umplut cu Duhul Său Cel Sfânt. Nu este altă bucurie mai mare. Nu este altă desfătare mai mare pentru o mamă, pentru un tată, pentru o familie. Dar acum când sunt mici, trebuie să fim vegheatori, să fim atenți. Să nu lăsăm să crească în voia lor, spunea înțeleptul. Nu lăsa de capul lui. Nu lăsa după pornirile lui. Nu lăsa după ceea ce îi taie lui mintea. Ci ia măsuri în dreptul lui. Crește-l drept înaintea lui Dumnezeu. Și atunci te vei bucura de el. Atunci va aduce desfătare sufletului tău. Un al treilea lucru pe care vreau să-l mai punctez în această dimineață este că noi ca și părinți avem responsabilitatea să-i creștem copiii noștri în învățătura Domnului. Această responsabilitate ne revine din nou nouă, părinților, de a crește copiii noștri în învățătura lui Dumnezeu. Și la un moment dat, în această dimineață, Dumnezeu a început să ne vorbească și ne-a vorbit prin omul lui, prin fratele Grigore. Și spunea că trebuie să fim vegheatori cu el. Să fim atenți ce fel de informații le transmitem, le dăm lor. De multe ori îi neglijăm și spunem că sunt mici. Și pot să asculte orice, și pot să vizioneze orice, și pot să vorbească oricum, și pot să stea oriunde. Iubiți și surori, avem datoria să-i creștem pe copii în învățătura lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață, cuvântul Dumnezeu ne spune și la un moment dat în cartea Deuteronom, în capitolul 6, versetul
6 să-l citim, unde cuvântul Domnului ne învață și ne sfătuiește pe noi ca și părinți în felul următor. Și poruncile acestea pe care le dau astăzi să le ai în inima ta, adică în mintea ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale, spune cuvântul Domnului. Ce trebuie să facem noi cu legea lui Dumnezeu, cu poruncile lui Dumnezeu, cu cartea lui Dumnezeu, cu măreția lui Dumnezeu? Cuvântul Domnului ne spune că noi trebuie să o întipărim în mintea copiilor noștri. Această responsabilitate ne revine nouă. Deși de multe ori noi credem că această responsabilitate revine educatorilor de la școala duminicală. Că această responsabilitate la un moment dat revine poate liderului de tineret. Poate la un moment dat credem că această responsabilitate revine păstorului și comitetului. La un moment dat credem că această responsabilitate poate revine bunicilor. Și niciodată poate nu vrem să ne asumăm noi. Pe când Dumnezeu ne-a dat nouă ca și poruncă prin Apostolul Pavel și a spus și voi părinților să-i creșteți copiii în învățătura lui Dumnezeu, să-i creșteți în învățătura Domnului, să-i creșteți în legea Domnului, să-L cunoască, să-L înțeleagă, să-L priceapă pe Dumnezeu în felul lor, ca să-L înțeleagă. La un moment dat omului Dumnezeu, Apostolul Pavel se oprește în dreptul unui tânăr, unui copil iubit de el. Se oprește în dreptul lui Timotei și văzând comportamentul lui, văzând atitudinea lui, văzând verticalitatea lui, felul cum el stătea în picioare drept înaintea lui Dumnezeu, un om de care Dumnezeu a început să se folosească, un om care s-a îngrenat în lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu și-a arătat slava și măreția în viața lui Timotei. Omul lui Dumnezeu în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 5 spune: îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută. Omul lui Dumnezeu se uita, după cum vă spuneam, la omul Pavel se uita la Timotei și spune: îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută. Dar să știi că această credință nu ți-a căzut așa din cer, la voia întâmplării. Această credință n-ai fost un zestrat cu ea așa, pentru că peste noapte a căzut peste tine credința aceasta. Ce spune Apostolul Pavel: sunt convins că această credință care a fost întâi în bunica ta, apoi a fost transmisă mamei tale și mai departe o văd astăzi în tine. Dragi părinți, avem responsabilitatea de a ne crește copiii în învățătura lui Dumnezeu. Observăm că Timotei a fost unul care a moștenit de la bunica lui credința în Domnul. O credință neprefăcută, o credință dreaptă, o credință vie, cum Domnul dorește. Bunica lui a avut-o, care la un moment dat a transmis-o fiicei sale, adică mamei lui. Și mama lui, la momentul potrivit, această credință a sălășuit-o în mintea lui Timotei. Și acesta, când a început să crească, a început să-i fie drag de Domnul, a început să îl slujească pe Domnul, să îl iubească pe Domnul. Zic, Domnul să ne ajute, pe noi ca și familii creștine, pe noi ca și familii care iubim pe Domnul, pe noi ca și familii care așteptăm revenirea Domnului, să căutăm din toată inima noastră să nu întărâtăm pe copiii noștri la mânie, ci să-i creștem în mustrarea și în învățătura Domnului, ca să putem să ne bucurăm de ei, ca să putem să avem o dignă sufletească, ca să putem la un moment dat să ne desfătăm văzând copiii noștri cum îl slujesc pe Domnul. Eu vreau să rămân aceste cuminte și doresc ca harul, pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână peste toate familiile din Biserica Muntele Sionului, să rămână peste întreaga Biserica Muntele Sionului și dacă nu ne vom mai vedea aici pe acest pământ, să ne îmbrățișăm cu toții cu drag în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin.